În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 25 de nave fără operațiuni portuare. 14 dintre acestea erau în portul Constanța, 7 în portul Midia și 4 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, miercuri erau 5 nave, 4 pentru portul Constanța și una singură pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 26 aprilie 56 de nave erau sub operare, 53 se aflau în portul Constanța și 3 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau miercuri dimineață 31 de nave, dintre acestea 22 așteptau pentru operare, iar 9 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 41 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 17 nave străine și 24 de nave românești.